Deschiderea preferată cu piesele albe este deschiderea engleză, o deschidere mai strategică, mai așezată, iar cu negrele siciliana Simagin, pe care o joc de când aveam vârsta de 7-8 ani. Ca și stil sunt un jucător mai degrabă strategic. Nu am fost niciodată un jucător ofensiv mai mult un jucător care așteaptă greșeala adversarului. Am început să joc șah când aveam șase ani și jumătate spre șapte. În, țin foarte bine minte că este vara înainte a începerii clasei întâi. Atunci cu domnul profesor Anucuța din Timișoara am făcut primii pași. În paralel cu tatăl meu, la fel jucam foarte multe partide, dar a ales să mă înscrie la un club de șah pentru a reuși să învăț mai bine tainele acestui sport. Cred că după un an și jumătate, doi, pentru că tatăl meu a fost un jucător de șah bun de categoria 1, însemnând 1600-1700 elo la vremea respectivă. Acum s-au mai decalat categoriile și elourile. Titlul de maestru internațional uh, oficial l-am primit după ce m-am lăsat de șah, deși aveam mai multe norme, între timp reușisem să obțin uh, și norme de mare maestru. Uh, am ajuns uh, la o saturație, pentru că făceam numai șah, jucam numai șah și m-am uh, decis uh, după terminarea facultății să uh, o iau pe calea uh, contabilității. Am terminat o facultate în domeniu și atunci am am și mutat de la Timișoara la București. Și am fost o pauză de aproximativ 5 ani în care nu am mai jucat șah, dar am urmărit cu mare interes uh, acest fenomen și acest sport frumos, drept dovadă m-am și întors la prima iubire, cum mulți o fac. Foarte multe persoane după ce au lucrat într un mediu uh, activ, uh, stresant uneori, uh, plin de beneficii Aleg să se întoarcă la pasiunea care îi definește, într-un fel sau altul. Iar eu am avut norocul să fi jucat șah majoritatea vieții mele înainte să ajung la multinaționale, și am decis să mă întorc. Nu a fost ușor, dar nu regret în niciun moment această decizie. În prezent sunt profesor de șah la afterschool-uri. În general, school-urile private. Mă mândresc că vorbesc mai multe limbi străine și școlile private din București, printre care și școala franceză și școala americană, au apelat la serviciile mele. Este un mediu foarte plăcut. Copiii din ce în ce mai mult se îndreaptă către șah, și părinții îi împing către acest sport din cauza problemei tabletelor. Și a diferitelor device uh, care uneori reușesc să acapareze viața copiilor. Iar când aud că se practică uh, un sport pe care el cunosc, mulți dintre ei l-au și practicat. Uh, normal că își încurajează copiii să vină către uh, acest sport. Și uh, îl denumesc sport, mai ales pentru că într în ultima perioadă uh, se fac uh, foarte multe demersuri pentru a fi inclus la Olimpiada din 2024 de la Paris. Uh, inclusiv în urmă câteva zile uh, oficialii Federației Franceze au făcut apel către toți jucătorii pentru a adăuga diferitelor postări anumite hashtaguri pentru că oficialii uh, uh, CIO urmăresc foarte mult și ce se întâmplă în social media. Un lucru devenit foarte important în ultimii uh, 10 ani. Povestea site-ului shahist.ro a început uh, în urmă cu mai mulți ani uh, într-o discuție amicală uh, pe care am avut-o alături de prietenul meu, Marele Maestru Alin Berescu. Era nevoie să existe un site care să promoveze rezultatele jucătorilor români și nu numai. Era nevoie de un site în același timp care să critique anumite decizii ale federației pentru un progres. Era nevoie de un site care să laude federația atunci când se întâmplă anumite lucruri și nouă ne-a plăcut să credem și ne place să credem în continuare că reușim să rămânem obiectiv de fiecare dată când prezentăm o știre. Avantajul nostru și al oamenilor care scriu pe acest site este că nu depind de nimeni într-un fel sau altul și de fiecare dată își exprimă ideile cât se poate de clar și cât se poate de direct. Pentru site-ul mai colaborez cu mai mulți jucători, printre care Tibi Georgescu, Vlad Gianu, cu Sabo Gherghe, am mai vorbit, se mai scrie câte un articol, a mai fost și un junior Gheorghiu, care a scris într-o perioadă constant articole. Pe partea de organizare colaborez cu prietenul meu Dan Rați din Oradea, el iară încearcă să dinamizeze cât mai mult turneele, și mai sunt organizatori care reușesc de asemenea să aducă bucurie și nu în ultimul rând tot mai mulți parteneri către sportul minții. Încercăm să fim și noi cât mai abdatați și să postăm cât mai repede toate știrile, dar este nevoie de o echipă foarte mare pentru a ține pasul cu marile site-uri CES.com, CES24, site-ul Federației Internaționale de Șah și încercăm la 2, 3 zile, 4 zile, uneori zilnic să postăm câte o știre referitoare la o anumită părticică a acestui sport minunat. Cu Federația Română de Șah mă aflu într-o relație normală. În urmă cu 5 ani am candidat pentru o poziție în Consiliul Director. Nu a fost atunci să fie, în urmă cu un an și jumătate am decis să nu fac acest lucru și să ajut cu sfaturile mele de câte ori este posibil să meargă cu în direcția în care considerăm că ar trebui noi să meargă și anume să se ridice la nivelul anilor în care trăim. Din punctul de vedere al site-ului, al promovării, marketing, și tot ceea ce înseamnă acest lucru, iar prin faptul că a început și această emisiune de șah pe un post de televiziune cu acoperire națională, nu poate decât să aducă mai multă lume către șah, și este un lucru foarte bun. Lucru susținut și de mine în momentul în care am candidat la Consiliul Director. Atunci, nu vreau să intru în detalii, nu am fost dorit pentru că sunt oarecum independent. Și îmi place să spun lucrurilor pe nume, dar cu toate acestea, pot să spun că vorbesc cu președintele Federației Române de Șah, cu vicepreședintele, am o relație normală pentru că cu toții ne dorim acest lucru ca șahul să devină un sport cât mai vizibil în România. Într-adevăr, în anul 2017 am organizat Campionatul Național pe echipe de junior Pentru prima dată s-a desfășurat această competiție la București. A fost o participare record, o mediatizare record. Am avut lângă mine niște oameni foarte sufletiști și, în același timp, profesioniști în domeniile în care activează și m-au ajutat să împachetez acest eveniment cât mai frumos și cât mai atractiv pentru publicul larg, pentru că asta ne interesează. Inclusiv premierul de la acea vreme a venit și a deschis oficial competiția, lucru pe care noi ne-am făcut să fim mândri. Suntem apolitici din punctul acesta de vedere, ne dorim să promovăm șahul, și în zilele respective s-a vorbit pe toate posturile de televiziune despre șah. Da, organizez și turnee de juniori cu o cadență semestrială sau trimestrială, pentru că nu-mi doresc să mai fac turnee care să fie uitate cu ușurință. Și de fiecare dată când am un partener important, și sunt în căutare de parteneri importanți, îmi doresc să fac evenimente care să-și lase cu adevărat amprenta asupra concursurilor de șah în România. Organizarea unui turneu presupune o listă destul de stufoasă de lucruri, dar cel mai important fapt este acela al unei echipe de profesioniști în spate. Pentru că având o astfel de echipă, este mult mai ușor să abordezi diferiți parteneri și să le prezinți beneficiile unui astfel de turneu. Și cu cât uh, reușești să-l aduci mai în față pe canalele de televiziune, social media și așa mai departe, cu atât uh, partenerii sunt mult mai uh, bucuroși și interesați nu să facă doar un eveniment, ci să devină uh, o obișnuință pentru ei. Când am auzit prima dată această știre, pot să spun tuturor sincer că mi s-a făcut pielea de găină pe mine, pentru că îi vom vedea aici pe cei mai buni jucători de șah din lume. Și într-o premieră, campionul mondial antitr va disputa o partidă, cel puțin o partidă oficială, pe meleagurile noastre. Lucru nemai întâlnit până acum. Dacă nu mă înșală memoria, s-ar putea să se fi întâmplat, dar nu prea cred acest lucru. Am tot auzit uh, că se vorbește foarte mult uh, pe marginea acestui subiect. Ca și main event, bineînțeles, vor fi cei mai buni jucători de șah din lume, iar ca și side event, dacă se va decide să se facă ceva în acest sens, uh, consider că ar fi un lucru foarte bun pentru jucătorii de șah români și s-ar simți și ei mult mai aproape de acest eveniment. Și am reușit să-i promovăm, spre exemplu, în. Uh, Ultima vreme au fost foarte multe turnee de top la în Isle of Man, în Vaicanze, unde uh, nu am avut uh, la Isle of Man am avut, dar la Vaicanze nu am avut niciun jucător uh, român invitat. Și contează foarte mult uh, rețeaua de conexiuni și de prietenii pe care ți-o faci uh, cu anumiți organizatori uh, pentru a avea acces la acest gen de turnee. Și aici o să profit de ocazie și o să vorbesc de probabil cea mai promițătoare stea, uh, la ora actuală, de Bogdan Deac, uh, care. Uh, sunt foarte mari șanse să ajungă în topul mondial, dar pentru aceasta ar avea nevoie de o carte de vizită și mai puternică și anume să încerce să devină campion mondial de juniori, campioni europeni. Nu mai departe, Cristi Chiril a fost invitat în această emisiune și toată lumea îl ține în minte drept campionul mondial de la o anumită grupă de vârstă. Așa ar trebui uh, să ajungă și uh, Bogdan campion mondial, dublu campion mondial și sunt convins că atunci foarte mulți parteneri -ar, ar fi bătaie să îl susțină și să fie partener oficial, susținător oficial, singurul susținător, pentru că și în orice sport este nevoie de investiții colosale. Nu mai departe, jucătorii echipelor olimpice din Rusia primesc din partea Federației Sume de ordinul zecilor de mii, sutelor de mii pe an pentru antrenamente și turnee. Spun acest lucru pentru că Bogdan a jucat foarte multe turnee de seniori în ultima vreme și într-adevăr le-a jucat bine. Câștigă constant uh, puncte Elo, dar uh, o carte de vizită importantă uh, poate fi uh, împachetată mult mai bine în urma unui titlu mondial sau titlu european individual. Jucători preferați, am mai mulți jucători preferați și prieteni cu care am analizat, dar când eram junior am rămas impresionat în urma unei partide cu Dragoș Dumitrache, maestru internațional. A venit și am analizat foarte mult. A durat mai mult analiza decât partida cu Dieter Nisipianu. Și atunci mi-am dat seama care este diferența dintre cum văd eu acest sport și cum îl vede un mare maestru de top. Îmi place foarte mult să joc șah. Din nefericire nu apuc să joc turnee clasice care durează între 5, 6, 7, 8 zile, dar turneele de șah rapid și de blitz le joc în mod constant. Și uh, mă răsfăț de fiecare dată când începe un astfel de turneu, este cu adevărat uh, o bucurie, o adevărată bucurie pentru mine. Uh, și uh, încerc de fiecare dată să îmi îmbunătățesc stilul cât mai mult. Bineînțeles, când mă lovesc de uh, un zid puternic și mare cum a fost Costică Lupulescul la Ploiești, uh, nu reușesc să-l trec, dar pe această ocazie pot să-i transmit că mă voi ambiționa și voi încerca ca la următoarele partide directe împotriva lui să și reușesc un rezultat pozitiv. De ce nu? Și să câștig. Pentru a accede în top 100 este clar că e nevoie de foarte multă muncă alături de motoarele de căutare, inclusiv inteligența artificială de care ai menționat, dar acest lucru nu face șahul decât mult mai anost pentru că jucătorii vor fi din ce în ce mai bine pregătiți, vor cunoaște tot mai multe variante de acasă, iar acest lucru nu va duce la evoluția șahului, ci mai degrabă la involuția lui. Dar multă lume și-a dat seama de acest lucru, inclusiv cei din Saint Louis unde activează prietenul nostru Cristi Chirilă și încearcă să dinamizeze jocul, să reducă timpul de gândire să de curând o să se joace niște turnee în care în cazul unei remize se va juca o partidă de arma Armagedon pentru a decide câștigătorul se încearcă tot felul de soluții pentru că înaintea unei partide de șah rapid timpul de pregătire este mult mai scurt și aici diferența o face doar inventivitatea și puterea de joc a respectivilor jucători. Nu mai intervine uh, inteligența artificială, motoarele și echipa de analiză din spate.